Mamă, deci este cea mai bună achiziție pe care am făcut-o, dar nu vreau să mă mai la televizor, de la ce vreau să-i fac o farsă, asta e lui Darusel, trebuie să-l închid neapărat televizorul acesta și acum, după cum puteți vedea. Am aici foarte multe chestii, foarte multe materiale noi pe care eu le-am cumpărat, dar sunt niște materiale mai speciale, deoarece eu dacă pun blocul acesta, trec prin el și cu chestia aceasta vreau să-i spar lui Darusel blocurile pe care le are prin cameră, pe acolo, prin podea, pentru că vreau să văd ce face Darusel toată ziua el în cameră, cât timp eu nu sunt pe lângă el. Dar treaba este în felul următor, trebuie să fie Darusel trească. Dacă nu e treaz, am încurcat-o și trebuie să fie plecat, adică nu trebuie să fie în cameră, de asta nu trebuie să fie treaz. Bine, poate să doarmă și așa încerc eu, dar e mai greu, s-ar putea să trezească, dar hai să merg acolo să văd dacă e în cameră și toate astea. Hai să vedem, să sperăm că o să și stea în cameră el când face toate locurile astea. Hai să vedem pe aici. Deci mă gândeam undeva pe aici să pun totul, pentru că pe aici are el calculatorul și eu zic că de acolo putem să ajungem și noi. Ia stai, nu e în pat, e bine. Bă, nu ești nici la calculator. Bă, nu e Darusel în casă. Mamă, dar afară plouă. Doamne, bă, stai pe ploaie, mă, afară să joacă. Mamă, stai să nu mă vadă. Hai că e bine. Ăsta se joacă pe ploaie, mă, cu mingea. Doamne, de unde are, mă, mingea aia? Că nu știu de unde are mingea. Dar hai să facem aici super tare locul acesta, locul ăsta. Să-i dăm așa o gaură aici în pereții lui Darusel, în podeaua lui de fapt. Iar aici vine partea cea mai tare, cea mai specială, după cum puteți vedea aici, e cam închisul și acolo. Trec prin ăsta și eu, mamă, deci uitați-vă cum pot să stau eu aici să-l spionez pe Darusel. Ceea de genul o să stau puțin mai în jos ca să nu mă vadă. Dar este foarte tare acest lucru și hai să mergem la Darusel. Bă, că bă, e afară, bă, ploaie, mă, ia stai, mă. Bă, Darusele, Darusel! Ce? Ce faci, mă? Bă, ce faci, mă, bă, ploaie? Vino repede în casă. Bă, Darusele! Bă, stai, că mi-am dat părul. Ce ți-ai dat, mă, ți-ai dat părul? Bă, du-te, mă, repede la, du-te și... Bunica, unii baia. Bă, Darusele, ce faci, bă, te bagi în foc. Bă, Darusele, fii atent, Darusele, astăzi am o nouă... Bă, de unde ai mai scos, mă, și burgerul ăla? Lasă, nu contează. Ia, mă, ce surpriză pentru mine, păi fii atent, vino, hai să mergem sus, Darusele, că trebuie să zic sus. Bă, închide, mă, du la posta, bă, Darusele, închide, du la posta, închide, du la posta. Ce? Ce e asta? Asta e gen mai devreme cât timp erai tu afară și te jucai cu mingea în ploaie. Bă, Darusele, cum stai și cu mingea în ploaie? Deci așa, în fine, nu contează asta. Cât timp tu erai acolo, bunica mi-a spus, bă, adică bunica ta mi-a spus că sunt niște păienjeni aici și trebuie să o ajut să-i dea jos și de-aia trebuie să pun scara. Dar, Darusele, ce? Acum ai Spider-Man? Da, sunt Spider-Man. Bă, s-au dat păienjenii jos, Darusele. Hai să-ți prezint, Darusele, vino repede să-ți arăt cea mai tare chestie. Vino repede aici, vino aici, Darusele, deci fii atent, Darusele. Pune-te la calculator. Nu ți-am luat nimic, dar pune-te la calculator, Darusele. Deoarece tu astăzi o să faci ce vrei în cameră, deoarece nu o să vin peste tine, Darusele. Ce? Bă, mersi, bă, pleacă-mă de aici, nu mă pupa, bă, Darusele, pleacă-mă de aici, că-mi dai de-aia, de-alea, bol, de-alea, 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 conjug, de-alea, în fine. Bă, Darusele, deci fii atent, nu o să te stresezi absolut deloc astăzi, vreau să mă uit la televizorul pe care l-am cumpărat eu, Darusele, cât timp te-am ignorat eu data trecută, că na, dar nu știu de unde ți-ai dat tu seama că te-am ignorat, că astea, nu știu, în fine, Darusele, dar nu mai contează asta, Darusele, mă duc acum, deci, Darusele, un ultimul cuvânt pe care ai să mi-l spui tu, Darusele, până plec eu din cameră. O, deci fii antenă, vreau să zic că ești cel mai na, pa, pa. Hai că după ce că te las, Darusele, hai, lasă că data viitoare să vezi, asta e singura dată, ca idee, după nu o să mai intre nicio zi pe calculator dacă mai face ceea. Așa, în fine, hai, pa, Darusele. Mamă, de ce o să-i fac cea mai tare chestie, nu, Darusele, deoarece. Mamă, hai să vedem prima oară cum e aici, hai să vedem dacă urcăm pe aici. Uitați-vă cum stă la calculator, bă, dar nu face nimic pe calculator, se pune așa la calculator și nu face nimic, mă. Mamă, uitați-vă cum putem să-l vedem direct aici, așa, și el nu ne vede absolut deloc, adică dacă mă uit așa, aolo, dar nu pot să-l văd din față, trebuie să mă duc să mor mai sus. În fine, hai să vedem, mamă, deci sunt foarte hype, chiar sunt curios ce zice Darusel într-o zi în care eu nu sunt pe lângă el, dacă mă bârfește, dacă vorbește urât de mine, dacă face anumite chestii. Chiar sunt curios și hai să vedem ce va face Darusel. Mamă, de ce am ajuns aici? Ia, mă, gata, hai că m-am pus aici, mamă, e perfect rău de tot, bătea, ce facem, ce facem, să dă cu pici, dă cu pumnii, cu astea, el, bă, ce facem asta? Bă, pe eu mă așteptam să facă ceva mai interesant, bă, ăsta ce face, că mai bine plec, dar aici ea nu vorbește, nu face nimic, n-am ce să mă uit la el, mă, n-am ce să mă uit la el. Aolo, ce proastă idee a fost asta, pe bune. Mamă, ce vezi, și sunt că m-a lăsat Rafael, bă, deci, bă, vreau să-i mulțumesc, bă, dar chiar că nu aveam chef de-l, bă. Oare acum ce să fac? Bă, ce, mă, cum adică n-avea chef? N-am chef să mă joc, deci n-am chef să mă joc deloc. Bă, cum aveam, bă, cum... Mamă, ce idee am, bă, am o idee foarte genială. Ce idee are, mă, asta, ce? El mi-a făcut un prank acum câteva zile. Ce, mă? Bă, și vreau să-i întorc, am zis, i-am zis că o să... Mă, asta vrea să... Deci o să cautăm pe Gugel, pe Gugel. Mă, asta vrea să-mi facă prank? Pentru prieteni, ia să vă zic. Fără să pentru prieteni, hai. Să-l omor. Bine că sunt aici. Dar chiar, bă, pot să-l omor, da. Nu, ce, mă? Glumesc. Așa, a doua, nu, prima. Ce, mă? Bă, ce facem ăsta? Bă, stai, mă, auzi, zici că vorbește cu mine ăsta. Să-i fac o farsă la telefon. Bă, ce are ăsta telefon? Hai că are ăsta telefon. Îi pun ceva în mâncare.
tare. Nu, bă, nu vreau să-i pun o travă, că după mea poliția, că îi pun o travă, pare. Doamne, doamne, ce... Să îl sperii noaptea. Yeah. Dar chiar, mă, că mi-am zis că el, când era la el și visa acolo, visa și era noaptea la el în pace, că vinea ce... fantoma mea la el în geam. Bă, ce... Oare chiar să fac asta, da? E perfect. Mă, deci ăsta vrea să-mi facă o farsă, bă, eu nu înțeleg așa ceva. Cum vreau să-mi facă asta o farsă, bă? Bă, uitați-vă cum stă, uitați-vă la el cum stă. Mă, e terminat rău copilul ăsta, bă, se gândește să-mi facă o farsă mie, pe bune, adică... Hai, bine, lasă să-mi facă mie o farsă, că mă aștept în orice secundă să el ce-i fac eu la rând. Bă, lipsește ceva, să mor, că mă simt trist, bă. Știu ce lipsește, o gagicuță, yay! O să-mi fac o gagică. Așa, gagicuțe pentru domn cu barbă mare. Ce barbă are, mă, dar ăsta vrea să-mi facă gagică, ce că barbă, dau cu barbă mare. Asta, Ana, nu, nu-mi place. Dana, Maria, nu. Ce fa... Valentina, ce mamă, ce frumoasă e, da. Hello, lady, ce what's up? Ce facem ăsta, vorbește cu gagici. Acum așteptăm. E online, online, bă. Ia că scrie. Mă, ce vrem, mă, copile, mă, ai 0 ani. Du-te la mami în pat și plângi. Bă, asta ești fiind și eu. Asta ești fiind și eu. N-am eu nevoie de ea. E prea urâtă. Lasă că ia una mai bună și mai frumoasă și care mă iubește. Bă, ăsta are 0 ani și crede că poate să găsesc el gagii, mă, bă, mie, bă, nu mai pot de râs, mă, spart de râs cu el. Bă, dar nu uite, acum ce a zis el la început, bă, a zis cumva ceva de mine, mă, că chiar n-avea chef de mine, lasă că vin eu după peste el să vezi ce farsă-i fac. Mă, deci o să-i fac o farsă, o să-i fac ca și cum e bântuită casa, nu că vrea el să-mi fac o farsă, mă spire, o să sper eu direct acum. Altă gagicuță, Denisa! Mă, ce faci mă ăsta? M-am îndrăgostit, e așa de frumoasă. Hello, Lady Gaga, what's up, mama? Bă, de ce să vorbește el în engleză, mă, bă, ăsta, cu ce mă vorbește cu asta engleză, ce? Cu ce vorbești, mă, Darusel? Băi, e comic rău, Darusel. Ce vrei, mă, prichindelule? Tu ești prea mic pentru site-ul ăsta. Ce cauți așa? Ce? Cum își doresc ele să-mi fac așa ceva? Lasă-mă, eu n-am nevoie de fetițe urâte. Eu o să fac live și eu, că eu îmi iubesc fanii. Normal că se bagă la live, că știi, adună cineva o mie de... Mamă, ce-am crezut că mă vede? Mamă, ce-am crezut că mă vede? Salutare live! Eu sunt Darusel 2012 și vă rog donații. Bă, ăsta e un live-ul. Bă, mi-a durat 1000 de euro și ce, mă, iar i-a donat, nu, bă, iar fie ăla să-i doneze 1000 de euro, mie nu vine să cred așa ceva, bă, ce noroc care mă ăsta, că mie nu mi-a donat nimeni niciodată. Bă, cel care mi-a donat, bă, fii antenu, o să mă mut, nu o să mai stau cu Rafael, pentru că... Păi stai, mă, că el m-a dus aici la bunica sa, bă, s-a mai dus la bunica sa și acum vrea să se mute. Bă, îl las la bunica sa, la bunica mea, las, că nu merge cu el, nu se mai poate cu el, deja mă enervează, îmi face numai prank-uri, pentru asta îl las cu bunica mea. Băi, adevărat, că și acum ai fac încă. Și bunica mea o să-l dea afară. Hai că mă dă. O să zică lui bunica mea ce face Rafael. Da, te pup. Ia. Bă, cine pupă mă ăsta? Bă, ce ne băgăm pe Minecraft? Hai, pe bine. Ăsta vrea să joace Minecraft, mă? Dă-i. Hai, ataca. Nu, ne-a spart patul, nu. Bă, ăsta joacă Minecraft, bă, s-a pierdut în 2 secunde pe Bedwars, ce prost. E, mă, plânge pe live. Bă, să face de râs pe live, mă. Cine e la el pe live acum? Scrieți acolo în comentarii. Stai că am făcut pipi în Pampers. Bă, ce? Bă, stai că mă vede. Bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Ia să mă bag eu. Ia că încerca, ha? Nu mă bag, că vine ăsta înapoi, cred că de ea. Ia să vă uitați, mă. Gata. A trecut peste mine. Mamă, nu vine să cred. Gata, mi-am pus Pampers-ul nou, așa. Deci ce vrei să ne jucăm acum? Eu stai să-i dau green screen jos. Minecraft, GTA, green screen. Ce green screen, mă? Ce-a dat să mă ia din cea? Mă, ce green screen? Grinch. Nu green screen. Grinch vrei să ne jucăm. Nu, green screen în spate. Păi da, mă, eu am green screen în spate. Ia, stai că se întoarce, se întoarce, cred că ia. Ia, mă, ce? Unde mi-e green screen, mă? Sau așa, cred că am mutat să-l pun, s-a dat cu piciorul când m-am dus să-mi schimb. Mamă, asta nu mai știi ce-a făcut, mă, ăsta nu mai știi că mai are green screen, what the fuck, ia că și-l pune la loc, este că-i dau din loc. Gata, așa. Bă, și ăsta și l-a dat jos. Stai. Bă, what the fuck? Bă, ce-a făcut? Șata, ajutor, chemați poliția, chemați ambulanța! Rafaele! Trebuie să mă duc repede în cameră! Rafaele! Hai, bă, dați gol!
dați gol acolo, dați gol acolo, dați gol. Bă, ce mai mă, ce faci mă, bă, ce faci mă la mine în cameră, mă, Darusele? Bă, lasă-mă să mă uit la televizor, ți-a zis să nu mă deranjezi. Bă, ți-a zis că nu te deranjezi și vii tu să mă deranjezi. Du-te în cameră, ți-a zis, du-te în cameră. Nu mai, nu mă interesează, du-te în cameră, pleacă, pleacă. Doamne, lasă-mă mă duc acum. Ia, bă, e terminat rău, dar tot eu nu înțeleg. Ia să mă duc acum. Bă, deci eu nu înțeleg ce are mă ăsta. Bă, ăsta e să spire pe live, mă, dar dacă sunteți la el pe live, să nu intrați niciodată la el pe live, că se face de râs, mă. Bă, mie mi-e așa de el că se face de râs, să-l văd ea. Vreau să vă zic adevărata fața lui Rafael. Ce, mă? Deci, eu sunt bântuit și făcea greș că nu ați văzut, făcea urât. Și Rafael nu-i pe okay. Ăsta. Îi mai dau o dată, îi mai dau o dată ăsta, jos. Îi mai dau o dată. Ce? Uite-te în spate. Bă! Nu, Buni! Nu mai ține bumper! Stai să o repede aici, să nu mă vadă, să nu mă vadă! Gata! Bă, ce-ați spuneți acolo că a fost cineva la calculator, spuneți că a fost o fantomă la calculator acum când vine înapoi. Spuneți că îi fac eu farsă, spuneți că a fost cineva la calculator, ia stai să mă duc. Să nu-i spuneți, vă rog, că am fost eu, să nu-i spuneți, gata, bă, ia. Mamă, chiar sunt curios ce o să facă, dar în felul ăla. Băi, terminat rău copilul ăsta, mamă, deci mie nu-mi vine să cred așa ceva. Ce scrieți acolo? O fantomă, unde fantomă? Mersi, bă, mamă, deci vă mulțumesc ăsta care sunteți pe cealaltă, mamă, vă mulțumesc, mamă. Nu mai pun. Este că ridic grisul sau la rețet. Bine că m-am văzut bine. Fiți atenți că mamă, deci fiți atenți că mă ascund, intru direct aici la el în cameră. Intru aici la el în cameră și de fapt nu lasă, lasă că mă duc jos. Bă, ce faci? Ăsta a plecat ăsta afară. Ăsta a plecat. Bă, lasă-mă cu ăsta la. Mamă, vedeți că a ieșit afară din casă. Nu n-am cum să vă arăt. De fapt, hai că iau camera, de aici să vă arăt. Bă, unde a plecat mă copilul ăsta? Bă, cred că vine înapoi, bă, unde fi plecat mă ăsta? Bă, bă, chat, bă, eu nu înțeleg unde s-a dus, dar însel, mamă, nu vine să cred, bă, bă, la speria pe România, la speria pe mamă, nu-mi vine să cred așa ceva. Ia care a venit ăsta în casă, bă. Gata, mă, chat, haideți că am revenit, bă. Voi chiar ați crezut că eu mă sperii? A fost doar un prank. Hai că nu. Băi, da, e prank ce-i fac doar eu aici. Doar fetița, ești o fetiță. Nu, bă, a fost un prank, v-am zis, nu. Nu, gata, hai. De ce jucăm, chat, ce vreți să jucăm? Păi, ți-și fac ăsta, ăsta, da el. Ia stai că-i dat din nou green screen-ul jos. Ia stai că-i dat din nou green screen-ul jos. Gata, gata, gata. Mystery. I-am dat green screen-ul jos. Stai, ce s-a auzit? Mamă, să nu văd. Uitați-vă la el. Stai. Ce? Nu-i pus bine ăsta, nu-i pus. Stai că-l pune mai bine. Haia! Bă, dar de ce sunt așa de mic? Haia! Nu ajung? Da, lăsăm așa, da. Hai că am lăsat green screen-ul jos, că eu nu știu să-l montez. Îl fac după la și de-aia cade. Acum, haide să vă zic ce idee mi-a venit. Deci știți că mi-a făcut Rafael acel prank, nu că mă ignora, nu? M-am nervat și v-am zis că o să o întorc eu. Doamne, ăsta vrea să-mi facă farsă. Păi ce ăsta vrea să-mi facă farsă mie? Nu vine să cred că ăsta vrea să-mi facă farsă și le zici și la abonați. Păi dacă le zici și la abonați, cum mai faci mă farsă? Că abonați voi veniți direct la mine, ce îmi spuneți? Dar șfeder, mi-a venit o farsă, dar nu-i spuneți lui Rafael, vă rog eu să nu-i spuneți. Bine, să nu-mi spună, că oricum sunt noaptea, aici. El când doarme, mă furușez la el în cameră și mă duc afară. După fac eu niște sunete să-l trezesc și după mă pun la geam, atunci ca în visul lui. Mamă, să crede că mă... De se cacă pe el. Hai că mă sperie dacă e. Hai că mă sperie. Păi mă duc așa, da, hai. Da, să nu-i ziceți, da, să nu-i ziceți. Vă rog să nu-i ziceți. Să nu-mi ziceți, oricum știu. Voi ce părere aveți despre asta? Să-mi scrieți în chat. Bă, mie nu-mi vine să cred că ăsta e ireal ce se întâmplă aici. Păi el întreabă chat-ul, mă, ce părere are. Păi ce părere să aibă chat-ul? Chat-ul afirmă, da, chat-ul vine și la mine, eu oricum știu. Eu chiar sunt curios ce le răspunde chat-ul, ce răspunde chat-ul. Sper să nu-i mai răspundeți deloc, adică, da, nu știu câte persoane are. Hei, Darusel, am o idee mai bună. Eu zic să te pui într-un costum de clown, vezi că el urăște clownii și te duci la el în cameră și dansezi și îl faci unde să știi? Plângă. Păi unde știi, mă, ăla? O idee mai bună, da, pentru asta ai moderator la mine pe canal. Păi unde știi? Bam, bam și bam. Păi unde știi, mă, ăla? Rafaele, să te aștepți că vine bomba. Hai că mă aștept, bă, dar mă aștept, bă. Doamne, bă, ce, unde știi, mă, ăla de clown? Că eu n-am zis niciodată nimic de clown. Și acum partea cea mai interesantă, trebuie să-i salutare să-i un mare prank pe lângă ce i-am făcut acum că l-am ascultat. Trebuie să intru aici peste el în cameră, să intru peste el la ușa aici să vedem ce face, da, bă, dar chat, să... O să fac prank-ul la ușa. Ia să deschid ușile. Se deschid acum ușile repede, trebuie să deschid repede ușile și când le deschid, bam, o să intru direct în cameră peste el, dar nu o să intru peste el, o să mă ascund, să ia la afară și după să intru pe calculator să sperie. Ia stai să deschid ușile astea, bă, dar o mai face live mă, chiar nu știu dacă mai face live. Hai, chat, bagă, stai,
stai așa, tu secunde. Stai, mă, dar ușile mele nu erau închise. Doamne, ferește-mă și maica Domnului. Da, bă, ce, nu știu, am avut, stai așa, Doamne. Băi, iar ai vântul, mă, ia să închigeam. Ia, bam, bam. Ce s-a zis? Băi, iar ia, mă, aici a deschis un geam. Bune, iar a lăsat geamurile deschise. Bă, la strigă, mă, bunică, să este că mă pun aici după laptop sau aici ascuns. Salut, cea, salut, cea, salut, cea, salut, cea. Ia, mă, gata, mă, le-am închis pe toate, ce pana mea. Bă, dar ăsta nu era închis. What the fuck? Ce chat? E cineva lângă tine, lângă tine, une? Chat, ce se întâmplă? Ia, să închid ăsta. Nu, mamă. Chat, ce se întâmplă? Nu, nu! Da, bă, chat, bă, vină, mă, dar înțeleg. Da, bă, chat, bă, vă mulțumesc că ați complotat cu mine. Chat, vă mulțumesc. Bă, dar înțeleg, ce? Dar înțeleg, eu cu chat ți-am făcut o farsă și ghișe, dar înțeleg. Am știut până acum tot ce ai zis tu, dar înțeleg. Te-am auzit că vrei să-mi faci o farsă, dar înțeleg. Bă, chat, cum a, ce a zis, dar înțeleg că vrea să-mi fac o farsă, că vrea să mă sperie, dar înțeleg. De unde mă sperii, mă, tu, dar înțeleg? Crezi că mă sperii tu pe mine, mă? Ce clown, mă? Cine ți-a zis, mă, de clown? Cum îl cheamă, pula? Ia stai să-i dau eu bani acum, ăla, dar zis de clown. Îi dau acum, bă. Bine, mă, gata. Bă, dar înțeleg, bă, bă, ce, bă, bă, dar înțeleg, ce faci, mă? Bă, pe închis live-ul, bă, ai luat calculatorul de aici, bă, dar înțeleg, doamne. Bă, deci, da, dar înțeleg, nu știu de tine, dar ai picat în plasă, mi-a plăcut să te aud. Dar înțeleg, ia stai puțin așa, că tu te-ai închis live-ul ăsta. Bă, dar înțeleg, tu ce mi-ai făcut, mă, mie? Ce mi-ai făcut, ia zi? Ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimica. Exact, și ce ai spus de mine când eu am plecat din cameră? Că nu mă suporți, că nu știu ce ai zis, a? Nu, eu n-am zis nimica. Cum n-ai zis nimica? Nu, nimica. Da, fugi. Cum n-ai zis nimica? Cum n-ai zis nimica? Stai, mă duc la bunica ta, dacă fugi, mă duc la bunica ta și îi spun. Gata, mă, dar usele. Doamne, de unde l-ai mai scos, bă, și posta, mă? De unde scos, mă, atâția burger? Bă, ești obsedat de burger, dar usele. Da. Gata, te-am prins, dar usele. Acum spune, nu mai încerca să fugi că te prind. Vezi că te-am prins, spune-mi acum. Ce ai făcut? De ce ai zis de mine că nu te sup? Păi, eu te-am lăsat, dar usele, te-am lăsat să stai acolo în cameră toată ziua. Ți-am făcut poftile, tu de ce nu mă suporți, dar usele, că tu m-ai adus în casă. Toată ziua m-ai nesimțit? Păi te-am speriat toată ziua pentru că am văzut că te-am auzit ce ai zis, Darusele. Dacă nu ziceai aia, eu nu te speriam. Ok, deci mă vreau să fale, hai să vorbim. Ce vrei să vorbim? Deci eu știam că mă prind cu ești. Bă, eu te auzeam mereu. Doamne, Darusele, ta, mă, de unde știai, mă, tu că mă prind cu ești, mă? Bă, Darusele, fii atent, mă, tu de unde să știi, mă, că m-ai prind cu ești? Tu așa zici mereu, mă, și la princul trecut ai zis că nu, că știam. Tu m-ai văzut pe mine și pe geam când eram, când mă. Când să fii, mă, când erai, mă, tu la geam, că tu ai făcut live, tu ai fost în cameră tot ziua, cum să fii la live? Stai acolo, bă, du-te în cameră, să mă vezi pe mine. Ce vrei, mă? Uite, așa stăteam și mă uitam. Când ai stat, mă, atâta, că eu n-am fost aici niciodată, când ai stat? Când ai ieșit pe ușa acolo, când ai ieșit acolo. Hai că ai stat, mă, dar Rusele, nu mai minti, mă, când ai, nu mai, vină, mă, aici, de unde, când, mă, când m-am trezit eu, bă, dar de unde bagi, mă, tu de asta, că am ajuns noi acum, că dacă nu te prindeam aici în cameră jos, nu spuneai tu treaba asta, dar Rusele, da, ai fugit tu aici, nu, să faci mișto de mine, nu? Bine, mă, dar Rusele, hai, mă, că e, nu, ce? Că ai încercat, îți dau 2 lei. Bine, mă, dar Rusele, mersi că mi-ai dat banii ăștia, dar Rusele, bă, ce să fac eu, mă, cu banii ăștia, mă, pleacă de aici, dar Rusele, că ești nervant, pleacă de aici. Ce vrei, mă? 2 lei și mi-l bei. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.